S-a spus celor din vechime, capodoperea creațiunii lui Dumnezeu este inima de mamă. Dar suntem chemați să mergem un pas mai departe. Capodoperea creațiunii nu este inima de mamă. Capodoperea creațiunii este inima frântă. Au fost două mame în fața lui Solomon, dar s-a încheiat prin a spune doar despre una, așa arată o mamă. Ea este mama. Și criteriul acesta a fost că inima uneia dintre cele două doar s-a frânt. Eram în orașul meu natal, în Târgoviște, și am participat cu o gloată mare de oameni la condamnarea unui tânăr rom. A fost un caz mai cunoscut acolo. Și în momentul în care a fost rostită judecata, nici nu mi-aduc aminte ce a fost spus, deodată, din toată mulțimea aceea de oameni, a căzut o femeie jos. Era mama sa. Capodoperea creațiunii este o inimă frântă. Săptămâna trecută am vorbit cu o mamă la telefon și nu s-a mai putut stăpâni și a plâns, a tremurat pentru primejdia în care se găsește odorul ei odras la ei și cum lumea și ea dispută sufletul lui. Și am simțit că inima era frântă. Și atunci am dat acest cuvânt din Biblie, am zis, când Dumnezeu este judecătorul, El dă copilul celea cu inima frântă. Așa că inima ta frântă e semn că Dumnezeu îți va da copilul ție în încleștarea aceasta și în lupta aceasta. Aș vrea să ne uităm la viața de fiecare zi din perspectiva aceasta a pildei pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Se vorbește corpus Christi, trupul lui Iisus, dar El a spus, trupul meu nu este doar prezent în biserică sau în familie sau în societate, ci acesta este trupul meu care se frânge. Capodopera lui Dumnezeu este trupul frânt al Mântuitorului nostru. Este și inima ta și inima mea frântă pentru familia noastră, pentru copilul nostru, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru numele Lui în lumea aceasta. Este și inima mea și inima ta frântă. Noi slujim unui Dumnezeu care acordă mare atenție simțămintelor inimii. De ce faceți supărare, femeie? De ce întristați această inimă? Însăși Maria, mama Domnului Iisus Hristos, avea să treacă prin aceasta. Inima ta va fi străpunsă de o sabie. Uneori inima ne este străpunsă de o sabie, fie că suntem confruntați cu rău, fie că suntem mișcați în adâncul sufletului de ceva bun și frumos, cum mi s-a întâmplat mie aseară în timpul lucrărilor Comitetului de Numire. Aseară s-au petrecut niște lucruri profetice acolo. În primul rând am avut tinerii noștri cu noi acolo și ei au fost tratați atât de părintește, atât de frumos, încât mi s-a muiat inima până la lacrime. Am văzut lucrul acesta și l-am trăit și am văzut în el un mic nor cât palma, am văzut lucrarea lui Ilie prin care Dumnezeu întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Și am mai văzut ceva extraordinar aseară. Pentru prima dată în viața mea am avut între noi un copil care a participat la Comitetul de Numire. El a stat acolo foarte atent și se uita la conversația noastră în dreapta, în stânga și Ovidiu, cu inima lui părintească, îi spune, ia loc, îi dă un scaun la masa. El stătea în picioare și foarte concentrat acolo. Ovidiu îi dă un scaun. Ia loc, te rog, ia loc aici. Cuvintele acestea au reverberat în sufletul meu și m-au făcut să văd ziua în care familia bisericii noastre, într-o armonie frumoasă, în jurul numelui Domnului nostru Iisus Hristos, pulsează, așa cum a spus prorocia din Maleahi. Dumnezeu, nu omul. Dumnezeu va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Amin. Acest lucru să se întâmple la noi acasă și în casa lui Dumnezeu.